Fosta zână a surprizelor, Andreea Marin, este acum împreună cu Adrian Brâncovianu, alături de care și-a găsit liniștea și dragostea, dar în trecut ea a avut parte de un mariaj destul de dificil alături de Ștefan Bănică Junior, după cum spun persoane apropiate. Cei doi au fost căsătoriți vreme de șapte ani și au un copil împreună, pe Violeta. Despre relația lor, nu foarte fericită din câte se pare, a vorbit un fost prieten al cântărețului, Sabin Ivanov. El a fost prieten cu Ștefan Bănică Junior timp de mai bine de două decenii. Fostul prieten al lui Bănică, Sabin Ivanov, a dat detalii cu tremurătoare despre relația celor doi. Potrivit declarațiilor sale, cântărețul se comporta foarte urât cu Andreea Marin și avea obiceiul de a umili, chiar și în fața altor persoane, ultima noastră vacanță împreună a fost prin 2010. Din 2011 nu am vrut să mai ies cu el, că era un idiot. I-am făcut de atâtea ori morală, eu, între patru ochi. El voia mereu să meargă cu două-trei cupluri în vacanță și când ajungea acolo se purta cu nevastă sa execrabil. Pleca singur, dacă noi eram la plajă el era la mol, dacă noi eram la mol, el era la sală, deci singur-singur, pur și simplu, a declarat acesta.